cum ar arăta candidatura asta? Îi ajută pe peneliști din perspectiva noastră, doamna Hakim, sau îi încurcă? Vă ajută pe dumneavoastră ceilalți? Nici măcar acest lucru nu cred că are cea mai mare importanță în acest moment. Dacă vă uitați cu atenție la ceea ce propune PNL-ul, trecând peste, nu are nicio legătură cu senatorii de drept și așa mai departe, propun o excepție pentru o persoană. Nicio persoană, niciun om din această țară nu poate candida independent pe listele unui partid, cu excepția președintelui României. Ori mi se pare deasupra, împotriva oricăror legi ale democrației, să faci o lege pentru o singură persoană, să pui o singură persoană deasupra legii. Deci aceasta, din acest punct de vedere, sau acest punct de vedere, cred că este primordial și primează peste orice fel de alte interese și calcule politicianiste. Dar totuși, nu, ca să revin și la calculele politicianiste, nu cred că ajută PNL-ul, pentru că eu cred că oamenii sunt absolut sătui să vadă aceste jocuri de putere, să vadă din partea domnului Iohannis, dar nu numai, această încercare aproape disperată de a-și asigura o funcție, începând de la secretar general NATO până la senator PNL. Deci, din punct de vedere electoral, nu cred că acest joc ajută PNL-ul.